S-au scumpit și gazele și curentul, și cam mult. Când mergeți la magazin, ce diferență vedeți? A mai crescut, cu 20%, cu 10% am văzut. Toate s-au scumpit în ultima vreme, toate. Gaze, curentul și toate produsele alimentare, peste tot. Și haine, îmbrăcăminte, tot. Sunt scumpiri între 4-5% până la 20%. Și salariile? Salariile sunt la fel. Sunt la fel de în ultimii 5 ani. Cum vă descurcați? Destul de greu. Cresc prețurile, dar salariile nu. Salariile rămân la fel. Mai atins exact la zona dureroasă. Deci ce pot să spun? Prețurile cresc într-un ritm galopant, iar majoritatea angajatorilor nu realizează lucrul ăsta. Cum vă descurcați? Din ce în ce mai greu. Vă dați seama, dacă avem venitul de acum 2 ani și cu scumpirile astea, puterea de cumpărare a scăzut drastic. De-abia putem, deci mergem la servici nu ca să ne asigurăm un confort. Mergem la servici să supraviețuim după o zi pe alta. În fiecare zi e ceva mai scump, mai mult, mai utilitățile, cel puțin am ajuns să deschid plicurile la utilități ca la loto. Întrebarea este ce surpriză neplăcută urmează. Ce probleme vă confruntați? Cu bani în principiu, că nu ți-a ajuns să cumperi. Ba mâncare, nu știu, să-i dai pe întreținere, pe chirie, pe toate. Nu știu în ce regim s-a mai trăit așa. Că atât ai blamăm pe comuniști, dar n-am dus așa de rău ca acum. Cu ce vă confruntați acum? Cu ce probleme? Păi eu nu sunt sigură, mâine ce va fi. Nesiguranța în primul rând. Prețurile care sunt au urcat pentru un pensionar.